Salutare! Un clip scurt de această dată, sau sper să fie scurt. Aș vrea să dau o tăietură cu retezatul în bușteanul ăsta de 50 în diametru. Tocmai ce am pus benzină, o să-i dau câteva sfori și de asta zic să sper să fie scurt ca să pornească repede. Ok, haideți să vedem! Mers, ascult un pic lanțul și revin. Și aici m-am lovit de o mică problemă. Ideea e că ăsta să-l dea mai în spate, vedeți cum e pârghia asta, el se așează mai în jos, deci cumva se culcă mai mult. Mai mult n-are cum că lovește deja aici în zala de la lanț. Și ceva de genul ar fi, doar că priviți câtă mușcă din lanț. Lanțul e prea mare, e prea nou și nu mergea pe acest aparat în acest moment. Deci, manual la pilă. Da, ideea e că îmi trebuia o pilă de 5,2, cred eu, și maxim ce am avut a fost un 4,5. Hai să vedem dacă mai și pornește acum. Ok, și video-ul ăsta se va numi cum nu am reușit să dau o tăietură cu retezat.
sau ceva de gen. Pentru că efectiv am chinuit-o extrem de tare pentru că nu tai lanțul. E și un lanț foarte ciudat cu rotundul ăsta foarte mare. E nu că semi-chisel, e nici nu știu cum să-i zic. În fine. Și merge destul de greu. Acum o să-l ascut și după revin să vedem, o să-l ascut bine. După revin să mai facem o probă. Dar efectiv, cum n-am putut să dau o tăietură cu să tai cu drujba retezată? Da, asta e. Dacă vreți să mai vedeți drujbe vintage, un like, un subscribe, o distribuire la un prieten pasionat, colecționar, ca și mine. Și până data viitoare, ce să zic? Vă salut, la revedere!